moldoveni fără nicio motivație. Diaconescu se declară îngrijorat de situația românilor, citez, întorși sistematic de la frontieră. Printre cei opriți și două delegații ale consiliilor județene din Iași și Vaslui. Ministerul de Externe așteaptă explicații din partea autorităților de la Chișinău. În acest moment se transmit note verbale între cele două autorități. Nu vom intra în discută publică, sigur, este un context electoral pe care nu doresc să-l comentez, dar subliniem încă o dată faptul că suntem cetățeni europeni sau dorim, aspirăm spre acest statut, motiv pentru care libera circulație, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în acest sens sunt obligatorii. Reprezentanții celor două delegații ale consiliilor județene urmau să participe la cvorumul președinților de raioane din Republica Moldova. La graniță, fără explicații, au fost întorși din drum. Singurul oficial român care a reușit să treacă de graniță a fost vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Victor Chirilă. A declarat că este turist, nu oficial. Ei au rămas mai multe ori și ceva în vamă, nu au primit nicio explicație de la nimeni și mi s-a recomandat, am înțeles, să se întoarcă, că nu pot. Toți președinții de raioane care erau, 19 președinții de raioane care erau la acea adunare, au spus că probabil din cauza alegerilor care vor avea loc săptămâna asta, săptămâna viitoare, probabil din cauza asta nu ni s-a permis trecerea. Incidentul nu este izolat. Alți 30 de călători români turiști au fost întorși din drumul spre Chișinău și nu li s-a permis accesul în țara vecină. Românii spun că forțele de ordine din Vama Ungheni au tratat ca pe niște prizonieri de război. Nu eram un grup organizat cu vreun scop anume, dar toți cei care au avut pașaport românesc au fost dați jos din tren. Primul lucru care l-am făcut când am văzut că nimeni nu stă de vorbă cu noi a fost să sun la ambasadă și la curaj.net. Imediat după asta mi-au tăiat telefonul. Nu mai puteam fi sunat și nu mai puteam suna. Tot ce a fost cetățean român în acel tren a fost coborât câte 2, câte 3, câte 4, câte 2, câte 3. Pe mine și puțin m-au luat 2 militari și separat și m-au dus ca și cum ar fi un contrabat din periculos de droguri. Dacă pentru a sărbători unirea Basarabiei cu România e nevoie de atâta suferință, de teamă și dacă mai este și sânge, deja pentru mine este... Este cumplit. A mai fost un incident joi când o altă delegație de consilieri de la Alba Iulia nu a fost lăsată să intre pe teritoriul Republicii Moldova.